vă mai salut. Sunt tot același IBF Detroit, de data aceasta cu un nou joc și anume Anomaly Wars on Earth, un tower defense privit din perspectiva atacatorului. Să începem. În acest moment se spamnează obiectivul pe care urmează să-l distrug, cele patru generatoare înconjurate de aceste turnulețe. În primul rând, trebuie să ne setăm ruta pe care unitățile noastre să o urmeze. Așa. Apoi, cu un buget de austeritate de $250, ne putem cumpăra doar două APC-uri sau un tank. Așa că voi prefera să iau cele două APC-uri. Putem să-i dăm drumul. Mai dispunem și de acest mic Pokémon care ne va ajuta în drumul nostru către obiectiv. Are 4 capabilități, una de a repara unitățile, a doua de a depune un smoke bomb într-o anumită zonă, apoi un decoy și niște bombe. Începem cu un smoke la aici. Observați cum turnul își ratează fintele. Decoy aici care atrage atenția turnului, acesta trăgând doar în el, după cum se poate vedea. Aici voi plasa o bombă. Fuck. Double kill. No smoke. Se pare că am dobândit bani și de un crawler, o unitate cu atac destul de ridicat, dar cu o armură mică. L-am plasat între cele două APC-uri din motive obiective. Observați damage-ul pe care îl face. Cred că e timpul să folosești un bear. Uite așa am ajuns în wave-ul al doilea. În acest moment se respawnează obiectivul. Bla bla bla. Și din nou trebuie să ne setăm ruta. Dar ce facem?
fast forward. Băieții de la aviație au venit cu un cadou. Le mulțumesc pentru generozitate. Dacă s-ar mișca ratatul ăsta mai repede. Cum voi cumpăra un shield și o unitate plasată între alte două unități care le oferă acestora un strat tradițional de armură. Și uite așa ajungem în cel de-al treilea wave. Cu cât avansăm în aceste valuri, cu atât nivelul de dificultate este mai ridicat. Apărând noi și noi turnulețe diferite capabilități, să spun așa. Ok. Ia să vedem la ce putem face upgrade. De fapt am un upgrade la crawler, dacă tot arăta cu așa mare. Puțin fast forward. Bani și de un tank, o unitate cu atac.
atacul aproximativ egal cu cel al crawlerului, puțin mai mare, dar cu o armură dublă. Îl voi pune în linia de divisiune. Curile vor sta în spate. Big fast forward. Distrugem și ultimul apărare. Ne dăm din nou ruta. Și acestea fiind zise, acest videoclip, auzi, se încheie. V-am salutat. Ei, am zis că nu fac asta. În fine, hai, pa!